Bun găsit, prieteni! Mai savurăm din farmecul sărbătorilor de iarnă până marți, când creștinii ortodoxi vor marca sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare. Iar în preajma acestei zile, urătorii merg cu alai pe la casele gospodarilor pentru a le ura ca anul care a venit să fie unul bun și rodnic. Ce drept, de la o regiune la alta, tradițiile diferă. De aceea, astăzi vom vedea cum se urează atât în satul Tomai din raionul Leova, cât și prin părțile Sorocii, unde urătorii s-au deghizat în urși și capre. Tot astăzi vom vorbi despre depozitele frigorifice pentru păstrarea fructelor și legumelor pe timp de iarnă. Care sunt condițiile necesare pentru depozitarea eficientă a produselor agricole, vă spunem în scurt timp. Fructele uscate sunt la mare căutare pe timp de iarnă. Prune, mere, pere, pepene galben și pepene verde sunt doar câteva dintre fructele care sunt uscate la o uscătorie din satul Peticeni, raionul Călăraș. Cum sunt deshidratate fructele, aflăm pe parcurs. În această ediție vorbim și despre ulei. Cu toate că în comerț avem o varietate de uleiuri, oamenii de la sate mai optează încă pentru uleiul produs la oloinițele din împrejurimi. Iar un orheian are în curtea sa o adevărată menagerie. În poiețile din curtea gospodarului poți vedea păuni, găini și porumbei de diferite rase, fazan și chiar rațe mandarin. Despre toate vă povestim după generic. În Moldova au mai rămas puține localități unde sunt păstrate datinile transmise de străbuni. În nordul țării, obiceiurile și tradițiile strămoșilor sunt învățate la Colegiul de Arte din Soroca. În prag de sărbători, elevii împreună cu profesorii au mers pe la case prezentând localnicilor jocul caprei și al ursului, iar gospodarii i-au răsplătit cu dulciuri, colaci și bani. Penserate, îmbrăcați în straie de sărbătoare, ori deghizați în urși și capre, cetera de plăcăi și fete au pornit cu alai pe la casele gospodarilor. Domn, să înălțăm, domn, să înălțăm, domn, să înălțăm. Urșii, care simbolizează reînvierea naturii, imediat au ajuns în centrul atenției. Și capra a fost la fel de inspirată la cântec și joc. Asta e capra din la munte. Băi, cu steluțe albă frunte. Profesorii de la Colegiul de Arte Nicolae Botgros din Soroca susțin că aceasta este o modalitate de a păstra tradițiile și obiceiurile strămoșești care riscă să fie date uitării. Cu diferite ocazii, cu diferite măsuri artistice, ieșim în oraș, în raion, la festivaluri diferite la Chișinău, promovăm deci, obiceiurile și tradiții tuturor sărbătorilor noastre. În colegiu se studiază aceste obiceiuri, tradiții. Avem în cadrul colectivelor elevi de la toate catedrele, la care și-au adus aportul profesorii catedrelor regie, profesorii catedrei dirijat coral, instrumente populare. Mergem pe la casele oamenilor care ne așteaptă cu drag în fiecare an. Maria și Valentin Purice spun că așteaptă urătorii în fiecare an, iar gospodina pregătește colaci și tot felul de bunătăți pentru cetele de urători. Toată viața ne-am străduit să primim colindatorii, găitorii, singuri emblem pe la găit, pe la colindat. Tete măgălau niște aici, nu de asta ca să câștigăm ceva, dar să-i facem oamenilor plăcere. Și când vedem lacrimi pe ochi la toți oameni, asta este cel mai satisfăcător pentru sufletul nostru. Am pregătit tradiționalele bucate și acela pește umplut și sărmăluțele și piftia.
și purjoala și ghirul, tot am pregătit cu mare drag. Cât timp o să dăinuie acest obicei frumos, atâta și o să trăiască folclorul nostru. Potrivit tradiției, din nordul țării, cetele de colindători și urători merg din casă în casă de Crăciun și de Sfântul Vasilea, când este sărbătorit anul nou pe stil vechi, și urează localnicilor un an bogat în recolte și cât mai prosper pentru gazde. Pentru ca tradițiile să fie păstrate, voluntarii mai vârstnici din satul Tomai, raionul Leova, au creat un ansamblu în care sunt primiți cu drag toți copiii pentru a le transmite și promova obiceiurile populare. Membrii ansamblului Tomăianca de sărbători au mers pe la casele gospodarilor pentru a aduce în casele oamenilor cât mai multă bucurie și pentru a le ura belșug și prosperitate. În această săptămână, creștinii ortodoxi care sărbătoresc pe stil vechi au primit în casele lor colindători. Copiii au mers cu steaua care vestește nașterea Mântuitorului. Acum însă, gospodinele pregătesc bucate pentru a întâmpina anul nou pe stil vechi. Iar gospodarii își pregătesc ogrâzile pentru a întâmpina urătorii. Și pe nou și pe vechi sărbătorim. Ne pregătim, dar cum ne pregătim? Atât vine anul nou. Așteptați urătorii? Dar de ce să nu aștept? Aștept. Cu ce o să-i întâmpinați? Cu biscuiți, cu ciocolate. O să mergem la oamenii de prin sat, o să mergem să-i bucurăm, căci cu toții merităm o clipă de bucurie. Noul an pe stil vechi începe cu sărbătoarea Sfântului Vasile. În seara de 13 spre 14 ianuarie, flăcăii, membrii ai ansamblului Tomăianca din localitate, vor merge cu plugușorul să le ureze gospodarilor un an nou bogat. În seara lui Vasile Sfântul mi-a luat căciul la vânt și mi-a dus-o sus pe casă, aici la dumneavoastră. Și-am zis să-mi iau căciula să vă spun și urături. Bună seara, gospodar, gospodar și gospodine și voi tineri copile. Am pornit în astă seară cu puțină îndrăzneală să vă vizitez din nou ca în seara de anul. Patru mâne țin sacul, doi în braga și coloc. Dar eu șmecher mititel țin în mână clopoțel și spune minciuni și glume. O să fiu plăcut la loc. La ureche clopoței, la picioare zângălăi, să strigăm toți. Iar la final, ceata de urători va semăna casele gospodarilor pentru a aduce prosperitate și belșug. Pentru a nu lua drumul pribegiei și a rămâne alături de familie, Ghenadie Capmaru, în anul 2004, a construit în satul de Baștină o oloiniță la care este produs uleiul de floarea soarelui. Aici, oamenii stau în rând chiar și câte 3 zile. De ce? Vedem imediat! Cu toate că în comerț avem o varietate de uleiuri, oamenii de la sate mai optează încă pentru uleiul produs la oloinițele din împrejurim. De ce optați pentru uleiul de la moară, dar nu pentru cel din comerț? Aici și torn și produc eu, așa e folosesc. Știu precis că nu sunt nitrat. Așa la mei, scump din magazin. Fiindcă au producția lor, e clar că lor îi convine. Omul să facă și face producția lui, și plătește numai de servire și atât cu asta este. La oloinița din satul Tomaie, raionul Leova, oamenii stau în rând chiar și câte 3 zile ca să ia ulei proaspăt presat. La moară vine tot raionul, din și raionul vecin. Cel mai mult clienți luna septembrie, octombrie și noiembrie, când apare roada nouă și când se începe conservantul pe vară. Încerc. De acum, aici ați venit? Da. Altă parte nu avem mai aproape. Avem, dar nu ne convine. Aici face mai bun. Pentru a nu lua drumul pribegiei și a rămâne alături de familie, Ghenadie Capmaru, în anul 2004, a construit această oloiniță la care este produs uleiul de floarea soarelui.
Ulei e semi-prăjit, îl înferbântăm să-i dea temperatură și aromă la răsărită, restul e presat. E că aici omul toarnă răsărită, noi o șernim, aici se șerni, aici curge gunoiul, care e mărunt. Mai departe aici se ridică și vine la corjător, aici se corjește și ajunge la prăjitoare. Și scoatem răsărita din cuptor, e trebuie să fie fierbinte, fierbinte, nu chiar prăjite, și o tornăm în pres. El trebuie să încălzească la 150 grade. Noi îi dăm drumul la răsărită. Ce faci cu macucul? Cum știe macucul, îl folosești în gospodărie, la păsări, la călăsat. Uleiul de floarea soarelui este principala alegere a moldovenilor pentru consum. Potrivit unui studiu, o treime din cei intervievați nu cumpără ulei de la magazin. Unul din trei moldoveni procură totuși ulei o dată pe lună, iar a 10-a parte din populația țării o fac săptămânal. Consumul de ulei variază de la o familie la alta. Depinde de familie. O familie 200 de kilograme pe an. Un bat pe an. După 40 litri. În prag de sărbători, la Oloiniță, a venit și un urător, ca să ureze gospodarului mult belșug și prosperitate. Bună seara la portițe, la băieți și la fetițe. Bună seara tuturor celor de pe cotbă. Am venit la dumneavoastră să urăm urare aleasă, braț de mari de bucurie, de magie să vă fie. De urat am mai urat, dar nicam întârzia. Și avem încă de urat Moldova în lung și în lat. Anul care o să vină, semănavă cu lumină, graiul nostru luminos să ne fie mai frumos. Anul fie cu belșug pentru brața de suflet. Domnul să vă dea de toate și mulți ani cu sănătate. Și cu toamna cea bogată, e casa îndestulată. Tot cu miesele întinse, cu făcliile aprinse, să petreceți împreună până în veci cu voie bună. La anul și la mulți, mulți ani! Tot mai mulți antreprenori din țară se adaptează cerințelor de pe piață și construiesc depozite frigorifice. Astfel, ei pot să aștepte până când prețul la fructe și legume mai crește, pentru a nu-și vinde produsele la prețuri derizorii. În satul Căzănești, din raionul Telenești, a fost construit un depozit frigorific acum 5 ani, iar la ora actuală aici sunt păstrate legume și fructe. O bună parte din recolta bogată din 2019 această gospodărie a depozitat-o aici. E vorba de varză, morcov și ceapă. Iar administratorii depozitului frigorific sunt satisfăcuți de faptul cum este păstrată marfa lor. Iată, vedeți faptul care demonstrează o bună păstrare a verzii, de acum avem o lună de zile când se află în frigider. Starea ei parcă este acum primită de pe deal. Stare proastă, nu avem o frunză înmuiată, asta nouă. Ne arată calitatea ei. În aceste hale este ținut morcovul. Dar o lună jumătate de când se află în frigider, puteți priviți această frunzuliță lui, parcă este acum luată de pe deal. Iată, acesta este faptul care îndenotă o bună păstrare. Speranța că ajungem în luna martie-aprilie și ajungem cu un produs bun pe piață. Datorită condițiilor speciale de temperatură, legumele pot fi păstrate în stare perfectă până în luna aprilie, atunci când prețul lor ajunge la cel mai înalt nivel. Când ajungem toamna la recoltarea mărfii, prețul mărfii este foarte mic, cum spunem noi. Aici apare necesitatea de acum frigiderului și anume depozitării în frigider. Depozitându-o, noi avem acea rentabilitate de acum și a frigiderului și a mărfii. Obținem prețul de care scontați. Inițial, frigiderul de la Căzănești a fost construit pentru păstrarea fructelor, dar proprietarul acestuia, înțelegând că este spațiu pentru a depozita și altfel de produse, a început să cultive în paralel și legume, pentru ca ulterior să le păstreze aici. Luna, dacă ai pus-o de acum până luna noiembrie, ai scos-o, de acum îți primești că frigiderul trebuie înapoi să se activeze. Și în caz dată au te-a apărut ideea neopând cu legumicultura. În plus și muncitorii care lucrează vara pe câmp au o sursă de venit pe parcursul întregului an, în perioada rece a anului aceștia fiind antrenați în lucru la depozit. Oficial suntem angajați
și avem de lucru tot anul împrejur. Vara lucrăm în câmp, toamna și iarna lucrăm în frigider. Avem de lucru, unii facem bani, unii... Această gospodărie de la Telenești are și livadă de mere. Dar natura în acest an le-a jucat festa, de aceea în prezent aici sunt depozitate merele altor colegi antreprenori. Și un mic ajutor între agenții economici, dar e și un venit pentru întreprinderea, pentru întreținerea frigiderului. Am fost loviți puțin așa, spunem noi, bătuți de mamă natură, am avut parte niște calamități de piatră, ceea ce nouă ne-a distrus calitatea mărfii, am fost nevoiți să nu depozităm mărul nostru în frigider. La Căzănești am mai aflat că nu toate soiurile rezistă să fie păstrate o perioadă de 7 luni. În afară de aceasta, înainte de depozitare, legumele trec și un tratament antifungic. Și în plus, la păstrare acestea se pun într-o poziție specială. Este poziția corectă de aranjare a verzii în container la păstrare. Pentru că este obligatoriu pentru a nu permite pătrunderea sporilor, pătrunderea condensatului. La depozitul frigorific, acum iarna, a fost păstrată și ceapă, dar cea mai mare cantitate a fost deja comercializată. Aceasta a fost atât de solicitată încât angajații n-au reușit să o depoziteze în hale. Antreprenorul Anatol Sapoșnic din satul Peticeni, raionul Călăraș, își exportă produsele preponderent în afara țării. Care este motivul, aflăm de reportajul ce urmează. Antreprenorul Anatol Sapoșnic, în anul 2001, a pus bazele unei afaceri de uscare a fructelor. Am cumpărat uscătoria asta, vai de capul ei cum era, încet, încet am dotat-o cu una, cu alta. În primii ani cumpăram materie primă și uscam așa cantități mai mici, cumpărat pământ, am pus livez. Deși la această uscătorie sunt deshidratate preponderent prunele, agricultorul mai produce mere, pere, cireșe sau vișine uscate. Noi uscăm la comandă toate fructele, am făcut încercări, am uscat și zămos, și pepenele verde am uscat. Am uscat și persic, și abricos, și avem toată tehnologia uscării vișinei, cireșe. La un kilogram zămos uscat, usuc aproximativ 16 kg în stare proastă și tot se primește cam scumpșor. Vă închipuiți 10 tone zămos uscat, 160 tone zămos proaspăt. Pepenile verde am făcut eu niște experimente, dar nu îl pot păstra, trebuie condiții speciale de păstrare. Aici avem piere, mere și arone de pădure. Produsele sunt comercializate mai mult în România, Belarus, Ucraina, Rusia și Austria. Astfel, în această întreprindere, de cuzor lucrătorii muncesc cu spor. Noi avem funcția ca să scoatem sâmburile din prună, să fie curat, pruna să fie curată, sâmburile le dăm deoparte, forma prunii înapoi o facem. E greu lucru. Este ușor, dar cine vine prima dată poate să-i se pare greu. Vedem aici, doamnele lucrează, scot manual. De ce? Așa sunt cerințele lor. Avem posibilitatea să scoatem semi automat. Când ne cer, scoatem cu mașinile. Dar e o problemă că riscul de a strivi sâmburile, anume la contractele care le avem, ne cer o calitate extraordinară. Deci aici le scot, le pun în lădiță, se dau la prelucrare termică, iar se usucă la o condiție de 23-25% umiditate. Și după aceea merge ales. O lucrătoare poate scoate până la 100 de kilograme. Cum pregătiți fructele? Noi controlăm. Mergem pe fiecare prună și cătăm impuritățile. Antreprenorii susțin că pentru a putea ajunge pe piețele din afara țării, produsele trebuie să îndeplinească cele mai exigente cerințe. Se pune pruna în cutii, în peliculă de celofan, condiție. Care este o condiție a cumpărătorilor. Cutiile sunt după cerință de 10 kg, se cântărește, se ambalează, se pune pe palete și se dă la depozit. Pe contract avem niște condiții foarte riguroase. Adică dacă ne găsesc un sâmbure la 3-400 kg, de acum avem probleme mari.
Potrivit antreprenorilor, lipsa obișnuinței de consum de fructe uscate a populației din țara noastră face ca piața locală să fie limitată, iar acestea nu sunt singurele probleme cu care se confruntă. În timpul sezonului avem probleme cu energia electrică. Când cade tensiunea, când e prea mare, când e prea mică, și nimeni nu poate să ne răspundă din ce cauză și nimeni nu duce nicio răspundere față de contractele încheiate între întreprinderea noastră și întreprinderea cu energie electrică. Și așa ne luptăm și noi cum putem. De ce sunteți concentrați mai mult pe export decât pe piața locală? La noi încă nu-i cultura mâncării, să zic, la un nivel. Sistemele astea de control, dacă ar fi efectuate corect la fiecare întreprindere, nu o întreprindere controlată, 15 împrejur nu. Concurență nu chiar corectă și de aceea ne menținem de contractele de bază care le avem. De acum, dacă apare ceva cerință pe piața locală, lucrăm și pe piața locală. Suntem cointeresați în orice propunere. Potrivit unui studiu realizat de proiectul Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor, cea mai mare cantitate de produse exportate este reprezentată de prunele uscate, însă sunt și agricultori care produc mere, pere, cireșe și vișine uscate. Din totalul producției, aproximativ 70% pleacă la export, iar principala piață de desfacere este Uniunea Europeană, iar restul spre Rusia, Belarus și Ucraina. Casa la curte poate fi o adevărată provocare pentru cei care vor să-și dezvolte pasiunile. Este și cazul lui Mihai Paciu din raionul Orhei, care în ograda sa are o adevărată menagerie. Aici poți vedea păuni, diferite specii de porumbei sau găini, rațe mandarin și altele. Iar cel mai scandalagiu dintre înaripate este un fazan, care își urmărește stăpânul de dimineață și până în seară. Vă propun să vedem acum înaripatele neobișnuite ale lui Nea Mihai Paciu. La cei 73 de ani, Nea Mihai Paciu își începe dimineața alături de păsările sale. E ca și crețoși și tot felul. Le dau mâncare aici. Aici și cărieri, și crețoși, și nemți vâstăvșini, și pavlini, și coțofeni. Dutuși, iacătele. Iacă, el... Te uiți la dânsul, te uiți la dânsul, nu știu să vede capul. La dânsul e ca la oameni. Ei sunt frumoși, dar femeile simple. Eu am glumit. În poiețele din ograda Orheanului poți vedea mai multe rase de porumbei. Unii sunt cu gâtul gol, alții seamănă cu vulturii sau chiar coțofenele. Cât despre alții, te întrebi cum aceștia pășesc sau cum văd lumea. Iar în această perioadă, femelele sunt separate de mascul pentru ca puietul să fie de calitate. Să nu se împărecheze, că pe ei sunt ouă și pe vară nu prea au așa... este vorba, știi, el s-a sustrat de dânsa și nu prea vor să aibă ouă. În altă cușcă sunt adăpostiți porumbei poștași. Ăștia sunt toți albi, este mărg pentru ea, că când în oraș face... La 9 mai, la ziua copiilor, dau drumul și mulți vin și mă roagă să le dau la nuntă. Cât costă o pereche pentru a fi arendată la o nuntă? La o nuntă? E 50 lei bucata. Le dau drumul și nu vin înapoi acasă. Aici sportiv, ei vin de la 1000 km vin acasă. Interlocutorul nostru ne zice și de unde are speciile rare de păsări. Mă duc la multe expoziții și la Ucraina. Și la Rusia, și la România, și acolo, mă rog, ne întâlnim, unii mai facem schimb, unii mai cumpărăm. Cel mai poznat și scandalagiu dintre toate înaripatele pare să fie acest fazan. Ia că eu mă fac un pas încoace-l după mine, încoace-l după mine, încoace-l după mine. Îl bate și nu s-o îl bate.
Dar Gâlceava cea mare apare atunci când Nea Mihai Paciu se îndreaptă spre beci. Atunci pasărea devine extrem de iritată și vine după stăpân. Se începe să mă ucărească și am luat zin. Iată, să o duc înapoi. Mă bate, să o duc înapoi. Nu-i bine. Nu-i bine băutura. Nu știu ce sectă el, dar nu-i bine. N-ai și faci, dacă n-ați o pun, ea mă știu, poate să o spargă. Are un clan să o scusit, poate să o spargă. Te-a fost anul de mitit el la mine. Un prieten mi-a dat niște ușoare și am scos și pe desle le-am dat, l-am cunoscut. Dar pe desul nu l-am dat, că el s-a depins cu mine, vedeți, el s-a depins cu mine și el numai lângă mine, dacă numai lângă mine șede, cu mine sunt pa. Dacă seara mă duc la culcare, apoi nu trebuie câine, el șede la ușă noaptea, așteaptă dacă eu am să ies. Ia gătele, ia să joacă, să apucă, ei, dar mă rog. Alte vedete din ogradă sunt pe unii, iar coada înfoiată a masculului o vom putea admira abia în luna mai. În luna lui mai, te-am iei atunci în vreme și ei să începem preche și să, știți, adrenalinul ăsta, ei sunt foaie, arată ei cât de frumoasă, în mai. Și apoi am ies ouă în mai și dacă noi ca să știm mai bine să scoatem, apoi ea se așează pe ouă, noi ouă luăm și e peste două săptămâni cu ouă iară. Rațele mandarin seamănă mai degrabă cu niște jucării. Asta de câți ani o aveți? 4 ani la mine. Și nu pot să gândesc că e jucărică asta, numai că e zi. Uite, trebuie să frumusați pielile astea să le șeze. Tot ce le fac și așa se ridică, când el așa se ridică, ca la pupuză. Pe lângă bibilici, aici se plimbă mai multe rase de găini. De obicei, acestea sunt hrănite pe rând, deoarece cocoșii, indiferent de mărime, încep să-și arate puterile. Acestea cocoși, noi l-am adus de la Ucraina. Dar el catar, el e de la Ungaria. Fiecare pană are culoarea ei. Chiar și ea, ca la coama asta lui, fiecare are la capăt alb, frumos. Pam de cel cu gâtul gol, șleapcă mare și cu zurioc negru. Dar în afară de găini decorative, aici pot fi văzut și cocoși buni pentru răcituri. Faci o zamă din trânsul, aici se seamă primul troc. Din trânsul poți să faci multe farfurii de răsol. Așa de ori mitel, tot e bun de răsol, dar nu sunt așa furculiți, să capă să mănânci, e mitel. Mica menagerie a lui Mihai Paciu a fost vizitată până acum de copiii de la grădiniță și elevi. La poarta gospodarului mai bat și persoane necunoscute, curioase să vadă în aripatele neobișnuite. Emisiunea de azi se încheie aici. Vă așteptăm din nou în fața ecranelor duminica viitoare la aceeași oră. Iar dacă cunoașteți oameni și istorii care merită să fie auzite, ne puteți telefona la numărul de telefon 0227394 70. Până la o nouă întâlnire, vă urăm toate bune!